Viitorul Liten a ajuns în ultimul act al Cupei României după ce a eliminat pe parcurs formațiile CS Gura Humorului, Silva Udești și FC Pojuruta. De partea cealaltă, campioana județeană Șomus Fălticeni a trecut până în finală de grupările Bucovina Frătăuții Noi, Juniorul Suceava și Balada Ciprian Porumbescu. Echipa din Liteni vrea să pună mâna pe trofeu după o pauză de 25 de ani. De partea cealaltă, cei de la Șomus își doresc eventul în acest sezon, dar principalul obiectiv al fălticenenilor rămâne câștigarea barajului de promovare în Liga 3-a. Finala de duminică va fi arbitrată de centralul Silviu Iftode alături de Vlăduț Hazi și Andrei Pișta. Alexandru Blanariu va fi arbitru de rezervă, iar Constantin Gheorghe va fi observator. Pe lângă cupe, medalii și plachete, cele două finaliste ale Cupei României vor primi din partea Asociației Județene de Fotbal și câte un rând de echipament de joc. În pauza finalei vor fi premiați cei mai buni marcatori din Liga a 4-a, Liga a 5-a și campionatele județene de juniori. Câștigătoarea fazei județene a Cupei României va juca pe 1 august în primul tur al fazei naționale a competiției.